Domnișoara Vlad, am vrut să vă întreb, care au fost emoțiile dumneavoastră înainte de a vă înscrie la curs? Ce ați simțit? Eu am simțit deja că am permis, eu am simțit deja că am mașină, la mine era lista gata cu toate direcțiile în care eu trebuie să, la care trebuie să ajung, playlist-ul la fel, deci eu atât de tare îmi doream acest lucru, pentru că eu nu vedeam altă ieșire, nu ne imaginam niciodată că eu să nu am mașină sau eu să nu am permis. Eu m-am dus, am semnat contractul și gata, eu l-am semnat cu gândul că gata, tot e realizat. Deja am visele realizate. Da, deja visele este. Știi, aud la tine un lucru fenomenal pe care ar trebui să-l facă orice om care vrea să înscrie la școala auto și vrea să obțină și permisul, știi, motivația asta din față. Tu povestești despre faptul că ai avut în față deja elementele succesului care te motivează să ajungi acolo, da? Tu ai făcut o listă de avantaje pentru acest succes obținut, da? Și îmi povestești că, în primul rând, aveai o listă muzicală, playlist, da, pe care l-ai făcut, ai ales deja locațiile în care vrei să ajungi singură. Inclusiv prin asta povestești despre dorința unei stări, dorința asta de maturitate, dorința asta de vis realizat, dorința asta că eu am ajuns în visul meu dorit din adolescență, da, ajungând la 18. Și din ce știu, știi, asta e ca un fel de maturitate când crești și îți manifesti responsabilitatea asta matură, da. Apropo, foarte multe rude mă întrebau, de ce tot de tare vrei 18 ani? Ce? Că să ai 18 ani și crezi că o să schimbi totul? Și eu zic, nu, eu vreau permis, e mașină, altceva dintre eu. Te înțeleg foarte bine, pentru că am un fecior care s-a înscris la școala auto de la 17 ani, da, și a luat rezervă un an de zile ca să-și ia și ori mai multe și mai multă practică să facă pentru a susține examenul fix la 18 și o săptămână după 18 și-a luat permis. Exact, ce aș Da, perioada de așteptare. Da.